Sunt învățați să aibă o atitudine rebelă, dură, agresivă, la adresa tot ceea ce înseamnă ordine și ascultare, la tot ceea ce înseamnă tradiție și la orice formă de blândețe, la orice formă de smerenie, prudență, indiferent că aceste virtuți apar la cei mai mari decât ei sau la cei de o seamă cu ei. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci veciul. Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Suntem o existență în război și să știți că războiul nu a început ieri acolo și altieri dincolo. Războiul a început odată cu Adam și de atunci până astăzi omul se războiește. Spuneți. Omul se războiește și războiul doar izbucnește. De fapt, primul care s-a răsculat a fost Lucifer, pentru că războiul provine din posibilitatea unei ființe raționale de a se desprinde de Dumnezeu, de a se opune lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, războiul este starea de ură, pentru că Dumnezeu este iubire. Da, fraților, este cea mai mare dramă din tot acest univers, opunerea față de Dumnezeu cel pur iubitor și pur existent, de la care primim însăși existența și puterea de a lupta. Este o luptă total inutilă, fraților, pentru că niciodată un fir de praf nu se poate lupta cu cel care este mai mare și mai presus decât tot universul. Să mergeți. Și nimic nu se schimbă fără voia lui Dumnezeu. De asemenea, pentru că Dumnezeu este cel ce este, războiul este ieșirea din starea de existență plenară, mă rog, atât cât este cu putință unei ființe veșnice. Și iarăși, pentru că Dumnezeu este adevărul, războiul este ura împotriva adevărului. Din cauza aceasta, prima victimă într-un război este adevărul. Deci războiul este un chin și este starea sufletului păcătos, după cum pacea este starea sufletului sănătos. Să mergeți. Boala sufletească, păcatul, ura, războiul sunt despărțire, rupere, pe când pacea este unitatea cu Dumnezeu și între noi. Noi suntem liberi să alegem. Să mergeți. Vedeți că Dumnezeu a zis lui Adam, din toți pomii din rai poți să mănânci, în afară de pomul cunoștinței binului și a răului. Când ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a zis lui Adam că poate să experieze orice din rai, însă să nu caute cunoștința desăvârșită în pom, adică materie, pentru că atunci va muri, adică se va desprinde de Dumnezeu cel imaterial. Cunoștința desăvârșită, sau cunoștința binului și a răului, în limbaj biblic, este la Dumnezeu, care este viu, care este iubitor și pur imaterial, mai presus de orice materie. La partea opusă a existenței se află materia, materie care, fără a fi păcătoasă în sine, este sediul păcatului. De ce? Pentru că materia are forța de a atrage pe om departe de Dumnezeu. Să rângeți. Diavolul l-a momit pe Adam cu îndumnezeirea, spunându-i că dacă o să facă neascultare, Dumnezeu să fie ca acesta. Pare paradoxal, adică cum să fie ca Dumnezeu dacă face neascultare? Însă lucrurile sunt foarte fine și ficlene, pentru că Dumnezeu l-a făcut pe Adam să fie după chipul său și să ajungă exact ca el. Însă această asemănare cu Dumnezeu se realizează cu ajutorul lui Dumnezeu, în pace și nu de unul singur, în contradicție cu acesta. Adam, din păcate, a făcut neascultare și s-a rupt de Dumnezeu, s-a însingurat și s-a limitat. De la împăratul creației care era Adam, care a pus nume tuturor animalelor, a ajuns să se ascundă de Dumnezeu, ca un fricos în materie, adică printre copacii raiului. Omul se ascundea de Dumnezeu pentru că era în război cu el, din cauza asta. Cu toate că Dumnezeu nu era în război cu omul, doar omul în război cu Dumnezeu. Dumnezeu nu războiește pe nimeni, frații, și nu simte războiul nimănui. Pentru că, fraților, soarele, să zic așa, nu este deranjat de agresivitatea unei furnici. Desigur că Dumnezeu este infinit mai mare decât soarele și diferența de putere între noi și Dumnezeu este infinit mai mare decât diferența între soare și furnică. Însă am dat acest exemplu pentru a ne face o imagine, cât de cât. Vedeți că în rai Dumnezeu a strigat ca și Tatăl cel iubitor după Fiul risipitor. Adame, Adame, unde ești? Da? Știm că Dumnezeu este atot prezent și atot știitor. Cum nu știa el unde e Adam? De fapt, întrebarea lui Dumnezeu nu era ca să afle unde e Adam, era o invitație la pocăință, era un gest delicat de iubire ca să-l determine pe Adam să înceteze războiul inutil. Și să spună Adam să zică ceva de genul, Doamne, am greșit, iartă-mă, hai să ne împăcăm. Din păcate însă Adam se îndrătățește și rămâne pe poziție folosind logica, spunând că s-a temut de Dumnezeu că e gol și s-a ascuns. Trebuie să menționăm aici că nu este vorba de goliciunea trupească, ci de cea duhovnicească, pentru că în versetele anterioare zice Scriptura că și-a cusut frunze de smochin și a făcut acoperăminte ca să-și acopere goliciunea. Înțelegeți? Ei, goliciunea duhovnicească înseamnă golirea de harul lui Dumnezeu prin ascultare,
prin separare. Și aceasta induce teamă, tulburare, stare de război, fără însă să fie, mă rog, nevoie să războim pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este purea iubitor. Înțelegeți? Vedeți că Dumnezeu se smerește și mai mult, pentru că îl întreabă pe Adam: bun, ok, și cine ți-a zis că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Adică de unde e o altă sursă de cunoaștere, de pseudo-cunoaștere, mă rog, în afară de mine? Nu cumva ai făcut neascultare? Ei, și în loc ca Adam să se smerească și să facă pace, îl acuză pe Dumnezeu, devine și mai agresiv, zice că femeia pe care tu mi-ai dat-o. Adică Dumnezeu îi dă vină că de ce i-a dat femeia, înțelegeți? După care Dumnezeu se smerește și mai mult în căutarea păcii și merge la femeie și zice: nu, cum îi? Și femeia zice: nu, că șarpele, da? Zice: nu, hai, zice Dumnezeu, amândoi afară. Înțelegeți? Și de ce a dat afară? De dragul omului, fraților, pentru a nu împărăți războiul și moartea, mă rog, sub masca egoismului și a plăcerilor păcătoase, pentru a nu împărăți astea în veșnicie. Veșnicie. Această tiranie a patimilor veșnic este iadul, fraților. Iadul. Dacă Adam ar fi avut flexibilitatea smereniei și ar fi renunțat la poziția sa, nu ar mai fi avut loc toată această dramă la care asistăm, mă rog, de la căderea lui Adam până astăzi. Da, fraților, până astăzi avem tendința să insistăm asupra poziției noastre, chiar dacă se vede în timp că nu-i bună sau și chiar dacă se pălmește dragostea. Vedeți că Abel și Cain au fost născuți în această stare de război și nu-i încăpul lumea, bineînțeles în cauza lui Cain. Abel a pus întâi pe Dumnezeu și a dus jertfă pe cele din tâi, pe cele mai bune în produsele sale. Pe când Cain s-a pus pe sine și egoismul său întâi. Mândria lui Cain a fost rănită de dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu drept fiind, de vreme ce Abel l-a pus pe Domnul întâi, iar Cain mai pe urmă, și Domnul l-a pus pe Abel mai presus, iar pe Cain mai pe urmă. A spus că separarea de Dumnezeu îl duce pe om în război, război care mângnea în Cain. Înțelegeți? Din păcate însă, pentru că acesta iubea distorsiunea, iubea păcatul, iubea distorsiunea păcatul, iubea războiul, și deci nu s-a luptat cu războiul ca să stingă, din cauza asta fierberea războiului a crescut în intensitate în Cain, până când acesta a izbocnit în afară și și-a omorât fratele. Da, fraților, pe aceasta se bazează civilizația noastră, avansul civilizației noastre. Asta este legea concurenței, așa zis, da, pe care o învățăm în economie. Asta este filozofia arheilor, care zice că homo homini lupus. Adică omul este lup pentru om. Și asta până astăzi, pentru că până astăzi ne invidiem și în loc să dorim să devenim și noi mai buni, dorim să-l exterminăm pe cel care este mai bun decât noi. Înțelegeți? Fraților, Dumnezeu ne-a creat ca să iubim și dacă iubim, vom fi iubiți. Nu am fost creați ca să fim niște foarte triști soldați universali. Căderea omului este atât de mare încât războiul era la ordinea zilei. Și exista chiar o vreme a anului în care mergeau regii la război. Era un obicei foarte cunoscut, după cum ne informează Sfânta Scriptură. Și până astăzi, fără, nu știu dacă știți, după al doilea război mondial se face o statistică, a făcut o statistică și n-a existat 5 minute de pace totală pe pământ. 5 minute. Da? Oamenii merg și mergeau pur și simplu la război pentru că era vremea propice și nu cu un scop drept. Chiar dacă de multe ori se prezentau pretexte mărețe pentru a se valida oricum incursiune de jaf și omor. Asta mai ales în Vechiul Testament. Da? Bine, eu nu vorbesc acum de război de apărare. De fapt, vedeți că pe vremea lui Noe spunea Dumnezeu că nu va mai rămâne Duhul Său în oamenii respectivi pentru că erau doar carne. Mai bine zis, Duh carnal păcătos. Înțelegeți? Acest Duh păcătos care îl duce pe om la războiul veșnic din iad provenea din prea mult bine, din prea mult libertinaj, din ideologia care ne spune că totul este permis și că nu trebuie să ținem seama de experiența morală a trecutului. Această ideologie, care, mă rog, e prezentă și astăzi în cultura incluziunii și în postmodernism, a dus la rezultate atât de nefaste încât l-a făcut pe Dumnezeu să aducă potopul pe vremea lui Noe și bombardamentul cu sulf în Sodoma și Gomora. Da, fraților, trebuie să știți că atunci când omul eșuează în trup, este foarte, foarte dificil ca să mai iasă cineva de sub tirania acestor patimi trupești, de sub atracția acestor mari centri de plăcere. Din cauza asta Dumnezeu care știa că oamenii respectivi nu vor mai ieși de sub stăpânirea păcatului și vor merge din rău mai rău în adicția lor, a adus moartea asupra lor pentru a opri această spirală de descendent a chinului, a războiului interior. Înțelegeți? Vedeți că și după aceea, când a ridicat nivelul oamenilor căzuți prin legea lui Moise, nu a putut să dea de la început porunca iubirii. De ce? Din cauza necioplirii provocate de despărțirea de Dumnezeu, provocate de gândirea barbară, de gândirea războinică.
Chiar și astăzi, fraților, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar apărea cineva ca Hristos, da? Într-o zonă în care războiul a izbucnit la suprafață. Gândiți-vă că ar apărea un tânăr de 33 de ani, care a fost teslar și care și-a părăsit mărseria pentru a propovădui, da? Și, na, atâta de săracă n-ar avea nimic în afară de haină de pește, ar duce în Ucraina sau, mă rog, în fâșia Gaza și ar spune că, oameni buni, mame și tați, copiii voștri morți sunt în ceruri, mine Dumnezeu, fericirea veșnică. Voi trebuie să iubiți pe cei care i-au omorât. Dar seama că e cam greu de purtat pentru unul dintre noi, să ne iubim vrăjmași. Și asta vorbim după 2000 de ani de creștinism, da? E, vedem că pe vremea lui Moise, când oamenii erau mult mai grosieri, mult mai războinici, Dumnezeu nu putea să le spună acest lucru. Și el a spus legea talionului, adică ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. De ce? Astfel încât să le limiteze distrugerea, să limiteze războiul. Adică cel atacat să nu escaladeze printr-o ripostă mai mare decât atacul, ci să se limiteze la dreptate, înțelegeți? Din păcate, acest lucru nu s-a ținut nici în legea veche și nici până astăzi, după cum se vede în mod pregnant. Desigur că cea mai mare disonanță între fapte și răsplată a fost în cazul Mântuitorului, care a făcut mai bine, la maxim, fraților, inclusiv vindecări de boli incurabile, inclusiv învieri și, mai presus de toate, predarea învățăturii, care ne face și pe noi capabili de aceste vindecări, de aceste minuni, da? Și capabili chiar de înviere, da? Și, în schimb, a primit Hristos și a primit, răstignirea ca formă maximă de ură, de agresivitate, de răzbunare împotriva virtuții sale, de război împotriva lui Dumnezeu. Înțelegeți? Desigur că Dumnezeu a zis și în Vechiul Testament să nu ne răzbunăm cu mâna noastră și să nu avem ură asupra fiilor poporului nostru și să ne iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. Însă cine se bage în seama? Nici măcar nu știu dacă știți unde scrie asta în Vechiul Testament. De ce? Pentru că dorințele războinice ale oamenilor din vremea respectivă, aburii războiului care clocotea în înăuntrul lor, a făcut ca să se treacă cu vederea această poruncă și oamenii să fie concentrați pe legea talionului și pe jertfele pentru păcate. Adică preferau să păcătuiască și să omoară animale nevinovate decât să zâmbărească, să prefere blândețea. Cu toate că Dumnezeu le-a spus clar că nu are nevoie de sângele de boi și de țapi, ci să facă pace și dreptate, cu toate că l-au pe David, rege, pentru că era foarte blând, cu toate acestea ei preferau tot războiul și lăudau pe David că a omorât nu știu câți, da? Trângeți. Războiul este starea omului păcătos, chinuit și depărtat de Dumnezeu prin iluzia patimilor. Da, fraților, patimile sunt iluzii, chimere, distorsiuni. Oamenii au război în ei din dorința de a avea mai mult, din dorința de a stăpâni, din dorința de slavă, de glorie și, desigur, din dorința de plăcere. Toate acestea sunt distorsiuni care provin din dorința de auto-îndumnezeire de partea Dumnezeu. De cele mai multe ori, aceste lucruri ne se par eroice și de apreciat dacă ne se prezintă de către propaganda potrivită, da? Și asta provine din faptul că noi, de fapt, dorim război în sinea noastră. Da, însă dorim acest război, dorim să ne desfătăm de el din fotoliul învingătorului și nu pe front unde mor oameni. De fapt, fraților, ar trebui să ne fie lehamite de bătrânii conducători de fotoliu care pregătesc războaia ca să moară tineri în ele. Înțelegeți? Războaiele nu încep, ci ele se pregătesc și izbucnesc. Acum, cum izbucnește un război? În clipa în care omul se depărtează de Dumnezeu prin păcat, războiul lui împotriva lui Dumnezeu crește înăuntru lui, chiar dacă acest război este perfect gratuit și inutil, pentru că Dumnezeu este purea perfect iubitor și nu războiește pe om. În clipa în care fierberea acestui război crește la un nivel critic în om, în clipa respectivă acesta izbucnește în afară. Asta se poate întâmpla în familie, în cercul de prieteni. În clipa în care în această masă critică de oameni război izbucnește în afară, atunci avem izbucnirea unui război pe un teritoriu mai mare, mă rog, sau mai mic, care poate să genereze o reacție în lanț. Masa critică poate să fie cantitativă, adică războiul poate să izbucnească la mulți oameni, sau calitativă, adică războiul poate să izbucnească la mai puțini oameni, însă mult mai influenți. Înțelegeți? Dacă în trecut războiul era armat, astăzi este un război hibrid, un război total. Spiritul malefic a ajuns să-și dea seama că un război armat are o eficiență foarte redusă, adică este nevoie de un efort foarte mare pentru rezultate efemere. Mult mai eficace este războiul ideologic, informațional, pentru că prin acesta, dacă este câștigat, se reușește anihilarea neamului țintă prin supunerea acestuia de bunăvoie. Să mergeți! Din cauza asta, atacatorii execută operațiuni complexe, cu multe resurse și în timp și în spațiu, pentru a promova ideologia convenabilă în poporul țintă. Înțelegeți?
Slavă lui Dumnezeu însă că biserica este terapeutică și luminătoare de suflet. Este mântuitoare și scut împotriva ideologiilor care ne distrug sufletele. Din cauza asta, fraților, trebuie să stăm aproape de biserică și să nu ne lăsăm învinși de atacurile demonice, ideologice și, mă rog, de inginerie socială care urmăresc să ne despartă de biserică, de biserică și de neam, și să ne dezbine între noi. Singur, fraților, nu vom putea învinge, ci numai uniți în Hristos. Știți asta. Astăzi ni se propun probleme globale, de genul pandemiilor, schimbărilor climatice sau altele asemenea, pentru a ni se putea impune o soluție globală. Este foarte important să avem conducători politici și culturali aproape de Hristos, că dacă nu sunt aproape de Hristos, sunt aproape de război. Și acest război pe care îl au în ei se va revărsa asupra noastră, după cum s-a și întâmplat de atâtea ori. Neapărat, fraților, să mergem să votăm, pentru că votul reprezintă o armă de apărare și o mărturisire față lui Dumnezeu. Dacă votăm, arătăm lui Dumnezeu și celorlalți că ne pasă. Dacă nu merge nimeni la vot, atunci cei de la putere vor face ce vor. De ce? Pentru că vor spune că poporul nu-i pasă și că nu-i atent. Însă dacă sunt mulți la vot, indiferent cine va ieși la conducere, cei care vor ieși vor avea teamă. De ce? Pentru că vor spune că poporul îi pasă, poporul s-a trezit și trebuie să ne trezim. Fraților, în clipa în care conducătorii se tem de popor, avem democrație. În clipa în care poporul se teme de conducători, avem tiranie. În clipa în care poporul este unit cu conducătorii, e pregustarea raiului pe pământ. Înțelegeți? În Hristos, bineînțeles. O altă formă de război este război economic, care se poartă mai ales prin taxe și produse indispensabile, care pot să genereze venituri mari, fie prin frecvența cu care sunt consumate, cum ar fi alimentele sau energia, fie prin prețul unitar al unui astfel de produs indispensabil, cum ar fi medicamentele, de exemplu, da? Medicamentele noi, cazul cel mai celebru fiind vaccinurile noi. În acest caz e foarte bine să fim independenți, fraților, să mare atenție, nu este bine să stocăm multe produse, pentru că dincolo de faptul că se perimează, dacă cumpărăm multe și nu le consumăm, dincolo de asta, dacă toți fac asta, atunci, într-adevăr, prețul va crește. De ce? Pentru că și cererea va fi mare. Dacă cererea va fi mare și prețul crește și, dincolo de asta, exercităm o presiune asupra economiei și asta nu e bine. Cel mai bine este să ne asigurăm independența prin a ne asigura contactul direct cu resursele primare de trai. Adică să fim producători, să avem grădină, animale și, mă rog, sau să cunoaștem oameni de încredere care ne pot furniza produsele de care avem nevoie. Înțelegeți? Trebuie să știm că, de fapt, omul are nevoie doar de trei lucruri materiale în viață. De mâncare, de îmbrăcăminte și de o cameră unde să doarmă. Înțelegeți? Fraților, secretul bogăției este să fim mulțumiți și pașniți cu ce avem. Și nu să ne războim și să dobândim tot ceea ce ne trimite diavolul în minte. Înțelegeți? Următoarea formă de război sunt forme de război civil, de război social. Tinerii sunt învățați prin război informațional, adică prin mesaje distribuite prin artă, în principal prin muzică și film, prin mesaje distribuite prin promovări în mass media și pe rețele sociale și chiar și prin jocuri, frate, jocuri video. Sunt învățați să aibă o atitudine rebelă, dură, agresivă, la adresa tot ceea ce înseamnă ordine și ascultare, la tot ceea ce înseamnă tradiție și la orice formă de blândețe, la orice formă de smerenie, prudență, indiferent că aceste virtuți apar la cei mai mari decât ei sau la cei de o seamă cu ei, fie că sunt persoane particulare, fie în instituții. Există chiar întregi culturi pe acest calapod, da? De exemplu, cultura violenței, cancel culture, da? Cultura anulării, da? După care avem emanciparea femeii în sens satanist, în sens ateu, și violența familiară, pe de altă parte, da? Care bărbații își bat soțiile. Și nu numai, și invers, soția răspunde. Ferească Dumnezeu, soția trebuie să fie focarul de iubire, focarul de ascultare, focarul de delicatețe. Astăzi lucrurile evoluează într-o direcție mult mai vicleană, fraților, din păcate, aceea cultură incluziunii, woke, cum se numește, care dacă la prima vedere arată bine, pentru că ne spune să ne iubim cu toții, în practică, de fapt, ne presează să acceptăm și patimile celor pe care trebuie să iubim. Și nu mai atât, ci în numele iubirii să acceptăm tirania minorităților pătimașe. Și când spun minorități pătimași, nu mă refer, fraților, neapărat la minorități etnice, nu e vorba de asta, pentru că dacă cineva este de o anumită etnie, nu este neapărat pătimaș. Mă refer la minoritățile care se pun sub standardul distorsiunilor, a patimilor, întâi de toate a distorsiunilor sexuale. Fraților, acest război este feroce, chiar dacă nu este un război armat. Este feroce pentru că este viclean.
și să face numele celor mai înalte virtuți, adică a iubirii, a libertății și toleranței. Și sunt țintiți copiii fraților, care nu pot să deosebească între păcat și păcătos. Dacă trebuie să iubim pe toți, asta nu înseamnă că trebuie să acceptăm și comportamentul lor păcătos, înțelegeți? Mare atenție! Să avem grijă, să nu primim și să ne separăm de păcat, ci să nu ne desbinăm frate cu frate pe teme importante. Chiar dacă mass media și, mă rog, diferiți agitatori ne presează în această direcție, să ne batem între noi. Dacă nu suntem atenți, atunci se poate ajunge până la dezmembrarea întregii țări. Frații, eu știu ce spun, am experiența. Țin minte că în Grecia atât de mult au fost atâțate cele două partide principale ale țării, unul împotriva altuia, bineînțeles de către forțe străine, și de neam și de ortodoxie, până când oamenii nu mai făceau nimic altceva decât să se certe pe tema asta. Și se iasă în stradă aproape în continuu, până când țara a făcut praf. Și acum este total aservită celor din afară. Fraților, nu așa. Să avem discernământ și seriozitate și să fim uniți. Înțelegeți? Pentru asta, fraților, este necesară o viață duhovnicească, un program constant, în fiecare zi. Să cercetăm gândurile de unde vin, nu să primim orice gând ca bun. Totdeauna să ne întrebăm gândul, de unde vii? De la vrăjmașul sau de la ai noștri? Și atunci o să vedeți că o să primim răspuns. Pentru asta este nevoie să ne liniștim puțin din iureșul vieții, să închidem fluxul de zgomot informațiilor cu care suntem asaltați zilnic și să ne rugăm, fraților, să ne rugăm. Fraților, nu vă fie frică, nu o să pierdeți știri importante dacă mai tăiați din ele. Este mult mai important să vă stabilizați și să vă luminați mintea. Da? Să vă luminați mintea acum, dacă vă adunați de prin centrii ăștia de atenție puternici în care s-au risipit, știri și așa mai departe. Înțelegeți? Și asta se face, adunarea minții se face prin rugăciune cu atenție. Rugăciune cu atenție, liniștire, nu prin știri. Fraților, stingerea războiului din noi se realizează prin smerenie. Prin smerenie, da? Și iubire. Smerenie pe plan personal și iubire față de cei apropiați. Totdeauna să ne gândim și la noi, dar totdeauna la noi în relație cu ceilalți. Cu ceilalți, să nu uităm să iubim pe ceilalți. Vedeți că Hristos a fost cel mai blând și smerit om de pe față pământului. Și astfel a reușit să aducă pace pe pământ. Vedeți că nici moartea nu a reușit să-l oprească. După ce a înviat, Domnul le-a zis ucenicilor că pacea mea dau vouă, nu așa precum dă lumea, dau eu. Vedeți că primul dar al comunii cu Hristos cel înviat este pacea, pacea. Înțelegeți? Pacea, fraților, este prezența lui Hristos, nu absența unui război armat. Fraților, ca să ne mântuim, nu avem nevoie de semne și minuni, ci de smerenie. Fără smerenie, fraților, nu vine nicio harismă. Și chiar dacă Dumnezeu dă, mă rog, prin excepție, vreo harismă naturală, atunci aceasta va dispărea sau va deveni o otrăvitoare pentru sufletul mândru. După cum, mă rog, anumite mâncăruri sunt dăunătoare pentru cel care are probleme cu stomacul. Înțelegeți? Acum, fraților, să nu ne fie teamă să ne smerim, să nu ne fie teamă să ne smerim, pentru că vedeți că Domnul Dumnezeu s-a smerit, s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar, mă rog, sau un șorț ce era, și a spălat picioarele ucenicilor, inclusiv ale lui Iuda, într-o vreme în care, într-adevăr, avea ce murdărie să spele pe picioarele oamenilor, da? Din păcate, însă, noi nu dorim să ne smerim și din cauza asta Dumnezeu a făcut astfel lucrurile încât nimeni să nu mai poată să vadă rănile sale. Înțelegeți? Nimeni poate să vadă rănile sale și din cauza asta avem nevoie de aproapele nostru. Avem nevoie de aproapele nostru. Deci noi nu trebuie să ne mândrim cu sănătoșirea noastră, ci trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și aproapele. Fie că asta este duhovnic, mă rog, un profesionist sau chiar un simplu om. Un simplu om de-al cărui cuvânt ne folosim. Înțelegeți? Dacă vrem să obținem pace, să avem grijă să nu împingem pe ceilalți la marginea existenței noastre, așa, într-un mod egoist, pentru că astfel ne înstrânăm de iubirea lui Dumnezeu care viază în mod tainic în celălalt. Înțelegeți? Iarăși, trebuie să avem o anumită distanță de ceilalți, pentru că trebuie să fim mai mult cu Dumnezeu, și asta va crește pacea din noi, dacă, desigur, celălalt nu are nevoie de noi ca să-l ajutăm. Înțelegeți? Foarte important asta. Siguranța păcii vine de la comuniunea cu Dumnezeu prin rugăciune și de la comuniunea cu oamenii lui Dumnezeu prin sfat. Înțelegeți? Nu trebuie să fie mulți oameni, ci trebuie să fie într-adevăr oameni lui Dumnezeu, fiecare în domeniul său, care validează Dumnezeu. În clipa în care avem contact cu Dumnezeu, atunci dobândim siguranță de la Dumnezeu, Tatăl cel atotputernic. Înțelegeți? În clipa care avem contact cu Dumnezeu, dobândim și cunoștința veșniciei noastre și vremelnicia lucrurilor pământele. Și atunci încrâncenarea pătimașă ce produce războiul se estompează.
În clipa în care omul are în vedere veșnicia sa și judecata, atunci omul are mintea smerită și se ferește de voia sa ca de o măgitoare și învață să fie cu o credință neclintită rugăciunea sa și conducător duhovnicesc. El nu cercetează păcatele altora, mai ales ale învățătorilor săi, ci se predă și voie lui Dumnezeu și astfel ajunge să trăiască pacea care va crește în interiorul său. Această pace nu va moleși, ci din contră îi va permite să aibă un ochi neadormit asupra păcatului care separă Dumnezeu și de ceilalți, păcat care generează războiul. Un astfel de războinic, fraților, chiar dacă are purta victorie după victorie, nici atunci nu s-ar încrede în sine. Și de ce? Pentru că știe că încrederea în sine este așa, pentru cel smerit, este așa ca o țepușă și o mare povară. După cum și celui mândru, povara este spusă altuia. Da? Și asta îl deranjează pe la mândru. Cel smerit știe că oprirea de plină a războiului, victoria finală, va fi atunci când se va birui pe sineși, pe un cel vechi, plin de păcate. Și asta se face numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Din cauza asta trebuie să ne luptăm, să ne ocărâm pe noi și neîncetat, ca prin micșorarea noastră să lepădăm de la noi păcatele fără de voie. Ne luptăm făcând faptele cele bune, faptele care cresc iubirea în univers și scadura din noi. Înțelegeți? Cu toate astea, noi singuri nu vom birui. Nimeni nu va birui. Însă dacă ne luptăm cu ajutorul lui Hristos, atunci va birui acesta pentru noi. Și va birui în clipa în care noi vedem clar că nu mai putem. Asta face Domnul pentru a învăța în mod concret de la El să fim blânzi și smeriți cu inima. Pentru că numai așa ne vom odihni. Pacea, fraților, nu se poate impune cu forța, ci cu înțelegerea iubitoare. Dacă om ajunge la odihnă, nu se va mai lupta cu nimeni. Mă rog, fără numai cu vrăjmașii care vor dori să le facă rău celorlalți. Pentru că dacă pentru noi înșine trebuie să întoarcem și celălalt obraz, pentru ceilalți trebuie să ne jertfim cu dragostea lui Hristos și l-Înviat. Înțelegeți? Fraților, dacă oamenii nu se vor ruga și nu se vor smeri, va fi pur război pe pământ și războiul va fi câștigat de oamenii care se vor smeri și se vor păcăi cel mai mult. Asta este profeția care o fac, să știți. Sau Hristos sau haos. Vă mulțumesc că a stat cu pace cu mine până acum. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.